Să descoperi rămășițele unei creaturi necunoscute sau de mult uitate este mereu intrigant. Așa ceva se întâmplă nu chiar rar. Hobiții adevărați, giganți de 5 metri din Thailanda, un înger care a coborât din ceruri și nu doar. În acest episod veți vedea rămășițele animalelor pe care nici oamenii de știință nu pot să le explice. Haideți să vedem despre ce este vorba, așa că puneți un like și să începem! Hobiții de lângă noi. Necădând la faptul că fiecare dintre noi în adâncul inimii e sigur că hobiții sunt doar niște creaturi care pot fi văzute doar în filmul Stăpânul Inelelor, oamenii de știință fac niște descoperiri în care e greu să crezi. Dar e necesar, fiindcă în luna septembrie în anul 2003, în timpul studierii istoriei migrațiilor din Asia în Australia, un grup de arheologi au făcut o descoperire incredibilă. În peștera Liangbua au găsit un schelet aproape complet a unui bărbat scund. Era un pic peste un metru în înălțime. Pe parcursul câtorva luni au mai fost găsite încă 7 schelete asemănătoare. Vârsta acestora variază între 38 și 12 mii de ani. Desigur că nimeni n-a început să strige de bucurie ca și cum ar fi descoperit ceva ireal, pentru că puteau fi scheletele unor oameni obișnuiți care suferă de boală. Cu toate acestea, după analize, a fost clar că cel mai probabil sunt scheletele unui alt tip de oameni, Homo floresiensis. El putea să fie existat înainte de Homo sapiens cu 50 de mii de ani în urmă și mai mult decât atât, putea să trăiască în același timp cu Homo sapiens, ascunzându-se în pădurile insulei Flores. Cercetătorului căruia i-a plăcut cel mai tare această istorie a început să scrie o carte separată și să interogheze pe localnici, făcându-și propriile concluzii, care doar confirmau faptul că în trecut și chiar poate și în prezent, pe pământ trăiește și o specie de hobiți, care se diferă de noi prin înălțime și structura capului. O creatură nouă. Știți ce? Lista creaturilor din trecut e incredibilă. Nu vorbesc despre oameni, ci și despre animale care alergau pe Terra cândva. Iată această ființă, de exemplu, rămășițele căreia au fost găsite de paleontologi. Asta s-a întâmplat în Madagascar. Animalul era de mărimea unei pisici și a trăit pe pământ cu aproximativ 70-60 de milioane de ani în urmă. Face parte dintr-un grup misterios de mamifere, din era mezozoică târzie. Înainte de asta, știința avea doar un craniu și câțiva dinți, iar acum cercetătorii au un schelet conservat perfect. Nu e clar dacă e bine sau nu, căci după ce l-au studiat doar un pic, au înțeles că încalcă toate standardele evoluției. De exemplu, are în craniu mai multe orificii decât oricare alt mamifer. Probabil că anume asta creștea sensibilitatea, permițând mai multor vase de sânge să treacă prin craniu. Avea niște colți ciudați, care erau răsuciți înăuntru. Astfel de principiu se aplică asupra șerpilor moderni, dar în cazul unei rozătoare e ceva nou și inexplicabil. Dragonii sunt niște creaturi și mai misterioase decât Kraken. Este mai ușor să crezi în existența unui calmar uriaș. Totul sună destul de logic. Dar ca un dragon să zboare deasupra pământului, poate mai și sufla foc? Da, bine, mie mi-e amuzant, dar locuitorilor din China nu prea. Un bărbat din nord-vestul țării a dat de un schelet foarte ciudat, care deloc nu seamănă cu vreun animal cunoscut științei. Faptul că îi lipseau aripile nu l-a deranjat. Poporul lui, spre deosebire de cei din vest, cred în dragoni fără aripi, în cei care zboară prin cer răsucindu-și corpul. Dar nu vă grăbiți să credeți în povești. Nu există încă nicio dovadă științifică a faptului că descoperirea misterioasă chiar este scheletul unui monstru din basme. Cel mai probabil că era doar o imitație pe care au prezentat-o drept schelet de dragon. Voi ce părere aveți? Extraterestrul. Nici nu știu ce-i mai bine, să găsești urmele unei ciupacabre mistice sau să devii martorul unor evenimente legate de extraterestre. În SUA, în propria grădină, o femeie a dat de un astfel de cadavru. Desigur că, ca fiecare om normal, ea a luat camera în mâini și a făcut câteva poze. După care le-a postat pe rețelele de socializare, sperând că cineva îi va da niște explicații logice. Dar n-a urmat niciun răspuns normal. Oamenii au plantat în mintea ei și mai multe îndoieli. După așa imagini încep să crezi în mistică și legendele despre alte creaturi incredibile nu mai par atât de ireale. Haideți să ne uităm la alte creaturi mistice care poate că au existat într-adevăr. Mai există un personaj care a apărut în Harry Potter. Este vorba despre Basilisk.
Creând șarpele enorm din Camera Secretelor, Rowling s-a inspirat din mituri și legende. Sursele antice descriu basiliscul diferit, dar de regulă este un șarpe cu creastă sau un cocoș cu coadă de șarpe. Creatura poate să ucidă păsările prin suflarea sa cu foc, alte animale prin sâsâit, iar oamenii cu privirea. Legenda spune că un basilisc se naște din oul de șarpe sau broască, care a fost clocit de un cocoș. Din greaca veche, numele creaturii se traduce ca rege, de aia deseori este numit regele șerpilor. În evul mediu, oamenii credeau că anume basiliscul e vinovat în epidemia de ciumă și în morțile misterioase. Kelpie. Când vorbim despre creaturi misterioase și legendare din miturile scoțiene, în primul rând ne amintim despre monstrul din Loch Ness, deși legendar poate fi numit cu greu. Kelpie, pe de altă parte, este un spirit scoțian care trăiește în apă. Se consideră că poate fi găsit în multe lacuri și râuri. Uneori poate lua forma de om, dar mai des ia forma unui cal foarte înfiorător cu două coarne lungi pe frunte. De aia seamănă cu o încrucișare între cal și taur. Uneori ochii îi luminează sau îi sunt plini de lacrimi. Privirea lui atrage ca un magnet sau îi dă fiori. Urmele unui kelpie sunt ușor de recunoscut fiindcă copitele îi sunt inversate. Ca să faci fața acestui spirit, trebuie să-l ademenești cu o văz și să-i arunci căpăstrul peste cap, spunând o vrajă specială care îl va supune și îl va face neputincios. Unicornul. Se părea că unicornul sigur ar trebui să fie ceva mitic, unde poți găsi în natură un cal care are în frunte un corn. Ei bine, poate că nu este chiar un cal. Este vorba despre Elasmotherium, este o specie de rinoceri care au dispărut. Această specie locuia în stepele din Eurasia în timpul erei glaciare. Particularitatea lui era cornul distinct din frunte. În plus, rinocerul semăna parțial cu un cal. Nu excludem că a fost prototipul unicornului. Interesant, cornul lui avea proprietăți magice, precum cel al unicornului. Un înger a coborât din ceruri? În primul rând, aș vrea să vă arăt această poză curioasă, în care doi arheologi stau lângă ceva cu adevărat incredibil. Alături de ei se află scheletul ori a unei creaturi mistice, ori a unui înger adevărat. Are craniu de om și aripi gigantice, pare că are și două picioare, însă ceva îmi spune că poate fi doar un fake, deși poza arată destul de adevărat. Scrieți-ne în comentarii, ce credeți voi? În timp ce oamenii dintr-o parte a lumii descoperă rămășițe de hobiți, alții dimpotrivă găsesc într-o peșteră din Thailanda scheletul unui gigant. S-a întâmplat asta în anul 2017, când un grup de cercetători, în timpul unei expediții, au dat de niște urme misterioase. Interesant e faptul că locul de săpătură nu a fost ales pur și simplu. Localnicii spuneau că personal au văzut pe acolo giganți și că oamenii de știință ar trebui să sape în această direcție. Cam la 70 de metri de la intrare, peștera se lărgea, transformându-se într-o sală. Anume aici, cercetătorii au și descoperit primul schelet de gigant documentat în Thailanda. Știința, desigur, că este împotriva unor astfel de descoperiri. Iată, de exemplu, în Armenia a fost găsit un schelet de aproximativ 3,5 metri, cu o vârstă de peste 1,2 milioane de ani. Și știți ce? Cercetătorii au considerat că este un lemur, chiar dacă animalul nu are picioare de om pe care scheletul le avea. Haideți să ne întoarcem în Thailanda. Scheletul găsit acolo era mult mai mare decât orice analogie din alte orașe și țări. Cel mai uimitor era faptul că oamenii de știință au reușit să determine cauza exactă a morții creaturii. În jurul gigantului se încolăcea un șarpe mare, mai bine zis scheletului. În zona craniului, reptila are înfiptă o piatră ascuțită. Deci, gigantul fiind mușcat de șarpe, a reușit să-l rănească letal, dar se pare că a murit apoi de la mușcătură. Vârsta rămășițelor este de aproape 10-15 mii de ani. Asta vorbește despre faptul că, în trecut, planeta noastră putea să fi fost locuită de giganți. Kraken. Probabil că nici nu trebuie să vi-l prezint pe următorul oaspete de pe lista noastră. Este un monstru gigantic al adâncimilor. Dacă judecăm după cronici și legende, existau doar doi. Oceanul pur și simplu nu era gata să hrănească mai mulți. Prânzul pentru prădătorii enormi erau balenele. Oamenii care călătoreau pe valuri îl confundau pe Kraken cu captura lor atât de dorită. Monstrul își atașa tentaculele de nave și le trăgea spre adâncimi, cu toată puterea. Până în secolul XIX, oamenii deseori menționau acest monstru. Ei spuneau că personal au văzut caracatița enormă undeva în depărtare, dar apoi toate aceste povești au încetat. Dintr-o dată, ce s-a putut întâmpla că unul dintre prădătorii de top al oceanului să se evapore
cât ai zice pește. Nu există o explicație logică. Eu personal cred că dacă chiar aș fi existat, nu putea să fi dispărut cu totul de pe fața Pământului. Probabil că înoată undeva, doar că unde e și mai adânc. Iată una dintre ultimele descoperiri care merită toată atenția noastră. În anul 2011, niște cercetători din SUA au găsit fosilele unui ichthyosaur, un prădător subacvatic de circa 20 de metri. Toate bune, doar că analizele arată că atunci când a murit, a căzut la fund ca o piatră. Dar cine putea să se lămurească cu un prădător de 20 de metri atât de ușor? Uitați-vă aici, vedeți urmele de ventuze de la tentacule. Probabil că era Kraken, de aia cred și mai puțin în varianta că așa creatură misterioasă putea să dispară de pe suprafața Pământului sau a apelor, pur și simplu. Creatura misterioasă. Chupacabra este o creatură legendară care, conform legendei, trăiește în America Latină și atacă animalele sugându-le sângele. Există multe păreri despre cum arată această ființă, dar cel mai des este descrisă ca un mix din pisică, liliac, câine și șopârlă, cu dinți înțați și gheare ascuțite. Apariția chupacabrei a fost observată în anul 1995 în Puerto Rico, când au fost găsite cadavrele animalelor cu niște urme pe gât ce semănau cu mușcătura unui vampir și corpurile lipsite de sânge. De atunci, în zonă, au tot avut loc incidente de genul ăsta și nu e clar care sau cine a fost cauza atacurilor. Deși existența chupacabrei n-a fost dovedită științific și nu există poze oficiale, oamenii continuă să-l caute pe acest monstru în păduri și munți. O cercetare recentă din Paraguay a dat naștere unui rând de întrebări. Uitați-vă aici, acest corp nu seamănă cu o chupacabră din legende și mituri. Ce credeți voi? Jorogumo. Legenda despre Jorogumo a apărut la începutul secolului al XVII-lea, mijlocul secolului al XIX-lea. Această fantomă păianjen poate să se transforme într-o femeie frumoasă. În majoritatea legendelor, Jorogumo îi seduce pe bărbați, îi ademenește acasă la ea într-o colibă din pădure. Le cântă la o lăută japoneză, apoi îi prinde în pânză de păianjen și îi mănâncă. Sau îi lasă în pânză ca să fie apoi mâncați de urmașii săi. Se consideră că atunci când păianjenul ajunge la vârsta de 400 de ani, capătă puteri magice. Un personaj asemănător există în altă țară asiatică. Legenda filipineză vorbește despre faptul că Mananangal este o femeie incredibil de frumoasă ziua. Noaptea se transformă într-un monstru înfricoșător care bea sânge. În esența sa este un fel de vampir, dar mult mai groaznic decât cei occidentali. Se consideră că Mananangal este o creatură dezgustătoare care noaptea se desparte în două. Eliberează din umeri aripi ca de liliac și zboară în căutarea unei victime. Cealaltă jumătate de corp zace la pământ. Cu ajutorul limbei care seamănă cu o trompă, creatura infernală suge sângele oamenilor care dorm. Femeile însărcinate sunt prada ei preferată, la fel ca și oamenii bolnavi, pe care creatura îi simte de la kilometri. Poți să ucizi creatura dacă este presărată cu sare, usturoi sau scrum, partea de jos a corpului pe care a lăsat-o când s-a despărțit în două. În ciuda faptului că suntem în 2023, mulți filipinezi cred că această creatură există și de aia păstrează multă sare și usturoi acasă, în caz că monstrul va veni după ei la o bucată de noapte. Liho, un cuvânt deseori folosit în limba rusă. Pun pariu că nici vorbitorii nativi nu știau că este de fapt vorba despre o creatură din mitologia slavă. Este o creatură umanoidă, de o statură înaltă și corp subțire, ca și ciclopul care doar are un singur ochi. Se hrănește cu carnea și suferința oamenilor și a animalelor. Se ține departe de orașele mari, trăiește în pădure, mâncând animale și păsări. Dacă dă de un om singuratic sau de un grup nu prea mare de oameni, nu va ezita să atace. Dacă se leagă de un om, atunci îl duce în depresie și începe să se hrănească cu emoțiile lui negative. Asta îmi amintește de dementorii din Harry Potter. După ce se satură de suferința omului, Liho devine mai puternic. Se consideră că dacă a pus stăpânirea pe om, e imposibil să mai scape de creatură. Își va urmări victima până la sfârșitul vieții acesteia, atacându-i simultan pe cei care vor fi alături. Putem să ne gândim că Jackie Rowling s-a inspirat de la Liho când a creat dementorii, deși de fapt nu este așa. După cuvintele scriitoarei, aceasta a inventat dementorii când suferea de o depresie profundă. Aceste personaje memorabile au devenit întruchiparea tristeții.
Bine, despre basiliscul mitic probabil că știu mulți dintre voi, dar cum rămâne cu Voivre? Este încă un șarpe din mituri și legende. Este regele sau regina șerpilor, care are pe frunte o piatră strălucitoare, un rubin de roșu aprins. Aspectul lui seamănă cu cel al unui șarpe de foc, ce păzește comori subterane. Voivre poate fi văzut odată pe an, când iese să prindă pește în râuri sau lacuri. În acel moment își lasă piatra scumpă la mal. Se consideră că omul care va avea curajul să pună mâna pe rubinul șarpelui va deveni foarte bogat și va primi o parte din comorile subterane pe care le ocrotește. Dibuc. În mitologia evreiască se consideră că dacă un om a fost rău în timpul vieții, după moarte se va transforma într-un dibuc. Este un spirit înfricoșător care nu poate să se despartă de existența pământească din cauza crimelor sale. De aia caută un organism viu pe care să-l posede. În esență, este un demon. Cauza apariției unui dibuc este în faptul că sufletul omului a făcut atât de multe păcate încât nu poate să se renască, dar nici să meargă în iad. Și iată că acest suflet terorizat de spiritele rele este nevoit să caute adăpost în corpul unui om viu. Conform mitului, îi este cel mai ușor să posede oameni bolnavi, dar erau și cazuri când erau posedate persoane cu valori morale înalte. Problema e că Dibuc nu doar preia controlul asupra corpului, ci și face persoana posedată să își provoace rău fizic. Dibuc, Kelpie, Liko și alte personaje mitice despre care v-am povestit sunt doar niște personaje mitice. În realitate nu au existat și nu există, dar nu despre toate creaturile mitice putem spune așa. Ciclopii. Deja i-am menționat odată când vă povesteam despre Liko. Creaturile cu un singur ochi apar în diferite mituri și legende. Chiar au devenit unul dintre arhetipurile principale. Dar au existat într-adevăr cândva? Prototipul ciclopilor era destul de evident. Conform unei versiuni, era scheletul unui elefant pigmeu. Gaura nazală din centrul craniului putea să fie confundată cu o orbită uriașă, ceea ce a dus la apariția mitului despre creaturile cu un singur ochi. Apropo, elefanții pigmei se găseau pe insulele mediteraniene. Anume de aia, ciclopii sunt unele dintre personajele principale ale miturilor Greciei antice. Kraken. Și la final, haide să ne întoarcem în mare, la Kraken, caracatița enormă care scufunda navele maritime. Dar oare chiar așa a fost? Oamenii de știință contemporani consideră că Kraken, cum este înfățișat în mituri și legende, nu există. Dar prototipul lui, da. Cel mai probabil că navele erau atacate de calmare giganți, Architeutis. Ei puteau să ajungă la dimensiuni incredibile, 8-18 metri în lungime și să cântărească cam 500 de kilograme. Știința a aflat despre acești calmari și i-a descris abia în secolul 19. Deci nu e ciudat că înainte de asta marinarii habar n-aveau ce fel de tentacule enorme îi atacau. De aia l-au și inventat pe Kraken. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!